Medicii se plâng din ce în ce mai des de birocratizarea excesivă a sistemului care îi pune în situația de a completa tone de hârtii. S-a ajuns în situația în care foaia de observații conține 10 de pagini, iar medicul se ferește să mai facă o intervenție chirurgicală de teama de a nu fi tras la răspundere în caz de eșec. Și așa se ajunge la ceea ce se cheamă medicină defensivă, în care este preferată soluția trimiterii bolnavului către eșalonul superior. Excepționala birocratizare a activității medicale. Și am să o repet în fața presei ori de câte ori am să am ocazia. Suntem din ce în ce mai năvăliți de hârtii, de tabele, de sinteze, de statistici pentru alte categorii de personal. Poate că e mai ușor, dar pentru noi care ardem să intrăm în sala de operații la 9:30, să faci tone de hârtii, uneori repetând aceleași lucruri pe mai multe hârtii, în așa fel încât foaia de observație nu mai este o simplă foaie de observație, este un adevărat dosar care înseamnă 50-60 de pagini și în continuare noi creăm diverse hârtii, este ceea ce înseamnă medicină defensivă. Facem cât mai multe hârtii ca nu cumva să nu avem acoperire pentru orice, dar această medicină defensivă, și vă spun din perspectiva chirurgului, este o medicină care nu progresează. Pentru că cu cât o să ne temem mai mult de consecințele unei intervenții chirurgicale, cu atâta nu vom mai avea elanul să o facem și ne vom dispensa de caz trimițându-l la eșalonul superior. Iar romașcanul nostru, în loc să-și rezolve probleme complicate chirurgicale la roman, va trebui să plece la Iași pentru că suntem năpădiți de hârtii și de sentimentul că suntem tot timpul în... Să știți, chirurgul în fiecare zi se duce la spital ca și când ar fi prima zi, pentru că în fiecare zi, punând mâna pe bisturiu și tăind bolnavul, ne dăm examenul nostru. Conducerea spitalului recunoaște acest aspect și la rândul ei se plânge de același lucru. Declarații prin care pacientul este de acord cu consimțământul. Pacientul este de acord cu intervenția chirurgicală sau cu recoltarea de analize. Sunt trecute în tabelă exact medicul plus asistenții care recoltează sau care... Deci toți cei care au contact cu pacientul plus medicul îi explică pacientului trebuie să te operezi pentru că ai boala cutare, care sunt riscurile tot. Acum au venit și tot ce spunem trebuie să și scriem ca să ai și dovada că pacientul a fost informat. Sănătatea nu este singurul sector în care se fac tone de documente. Dacă mergi în orice școală și vei discuta cu un cadru didactic, vei afla că acestuia îi sunt cerute mii de documente pentru întocmirea cărora are nevoie de ore întregi, toate răpite din timpul de pregătire efectivă a elevilor. Și mai există, bineînțeles, și alte sectoare super birocratizate.